Dar cum de ți-a venit ideea să pleci? Și dacă ne poți povesti cum a fost contactul cu America, cum a fost începutul acolo, pentru că acum deja te văd că ești stabilit cumva, așezat cumva acolo. A fost greu. Am plecat prima oară în New York. Da? Am jucat acolo fotbal pentru academia unui prieten, unui italian. Am și antrenat copii. Da? Am încercat să revin la un nivel profesionist, dar faptul că nu mai jucasem de mulți ani de zile și a spus cuvântul, încă aveam acele calități. Cu mingea încă nu am uitat, dar faptul că nu mai jucasem de mult, nu mai aveam acea pregătire fizică, iar aici, na, cei de la echipele profesioniste se uitau unde ai jucat în ultimele 6 luni, un an de zile, adică să fii încă în activitate, iar eu nu mai Da. jucasem de foarte mult timp și asta a contat. Mi-am luat licența de personal trainer, de antrenor personal, m-am mutat în Los Angeles. Da. Deci am avut norocul să cunosc niște oameni care m-au ajutat, mi-au făcut viața mai ușoară. Nu vorbeam așa bine engleză acum 3-4 ani de zile. A trebuit să învăț, să-mi iau niște diplome. După aceea am intrat la o sală privată. Ușor, ușor, am început să vorbesc mai bine, să fiu mai confortabil când vorbesc engleza, iar lucrurile au început să fie din ce în ce mai bine La pentru mine. sală era instructor de fitness. Da, instructor de fitness într-o zonă foarte bună a Los Angelesului. Antrenez încă câțiva actori, Da? Cunoscuți? cântăreți, da. Da, câțiva dintre ei sunt foarte cunoscuți. Poți să ne spui sau e un secret profesional? Nu, pot să vorbesc despre asta. Am antrenat prima oară agentului Zac Efron, după aceea am început să-l antrenez și pe el. Da. Cântăreața Taylor Dane, Demi Lovato și mama ei. Am auzit Sunt de Demi mai Lovato, mulți. dar nu știu de unde să o iau. Eu nu sunt cu astea noi, nu sunt cu... Cântăreața Așa, este. da. Mulți avocați, oameni cu potență financiară. Se schimbă viața a unui instructor de fitness când are clienți atât de cunoscuți, adică la nivel relațional, nu știu, pentru că Se America schimbă. trăiește din lobby, de fapt, sau cel puțin așa, asta e impresia, că America trăiește din lobby. E o instituție în America, lobby-ul, nu știu. Adică poți ajunge la un moment dat să discuți cu ei, eventual să le soliciți un sfat, un ajutor, nu știu, întreb. Da. Dacă ai o personalitate frumoasă și ei te plac, văd că Da? ești foarte serios, te ajută. Chiar unul dintre ei, un real estate agent, un agent imobiliar de succes care face asta de mulți ani de zile, Da? este unul dintre clienții mei și el m-a făcut să învăț și m-a ajutat să-mi iau licența, să profesez, să fiu în echipa lui. Să fac asta pentru viitor. A, deci deja ai început pe zona asta de imobiliare? Da, de o săptămână, da, Și deja am cum e? început. Cum e experiența în imobiliare? Foarte bune sunt. Casele foarte scumpe. Cât e o casă în Los Angeles? O casă așa, medie, să spunem, nu una de actor. Într-o zonă bună, în zona în care stau eu, locuiesc acum. Se cheamă Sherman Oaks, chiar pe Ventura Boulevard, unul dintre cele mai mari bulevarde. Prețul alternează între 1,2 milioane și 3 milioane.